Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Dead by Daylight și probabil este primul episod de Dead by Daylight, pentru că ce mai vedeți pe canal sunt două live-uri ca test și sper să meargă totul extraordinar de bine și sper să câștigăm niște ritualuri. Pe ăsta nu o să-l fac niciodată. Să deschid două porți cu Meg Thomas. În sfârșit, îmi dă și mie un ritual cu un caracter cu care chiar joc și am părcuri. Pentru că de obicei primesc am și prestigi. De obicei primesc ritual cu caractere care nu joc și nu am nicio treabă. Și de ce am doar lanterne? Oh my god. Și a început meciul. Era să nu văd. A început. Eu joc cu el, care el face live. Și exact ca și mine. Two person. Two person in this game. Nu înțeleg ce a fost cu el de a spart generatorul, dar sper că killerul nu vine imediat la noi. E cel mai stresant la început, pentru că nici măcar, da, nu glumesc, nici măcar nu știi ce killer e. Și al naibii de nașpa să nu știi ce killer e. Adică, pe bune, chiar e super enervant. Adică, extrem de enervant. What the fuck? Nu. Nu plec. Măta. Parcă e killerul nou. Parcă. Dar l-am lăsat în pace pentru că el e youtuber mare și are la fel de mulți vizualizări ca mine. Vizualizări ca mine. Bă, nu știu ce killer e. Mamă, frate, măcar repară, știe să joace Dead by Daylight. Respect. Pe bune, deci, respect. M-am saturat de oameni care nu știu să joace Dead by Daylight. Bine, bă, sincer, n-am fost așa nici măcar în... N-am fost nici măcar așa în prima zi când m-am apucat de Dead by Daylight. Adică m-am uitat la foarte multe episoade la un youtuber și nu eram chiar bătă, cam știam cum merge jocul. Chiar nu eram bătă. Mr. Killa. Băi, m-am cărat de aici. See, I'm a fuck. Uite un generator. Acum nu știu ce a făcut killer atât de mult timp până acum, în fine. Da, acum mai sparg, știu că am spart de două ori generatorul, pentru că vorbesc. De exemplu acum, vorbesc și nu îl aud când vine. Și da. Cât să fă? N-ai cât să fă. A, l-a lovit pe ăla. Alol.
Văd killerul. Văd pe domnul supraviețuitor. Bă, cred că o să ieșim cum din meciul ăsta. Ok, trebuie să deschid două porți cu Meg. N-am fost atent dacă s-au reparat ritualurile, pentru că primeam foarte multe puncte la un singur ritual. Adică am primit doar 120.000 la un ritual. Pe bune. Adică pe bune. 120.000. Mamă, frate, vrei să te scarpini? Nu poți. De killerul ăsta mi-e frică pentru că nu prea pot să-l fentez la palete, bine. Știu cum să-l fentez pentru că am văzut la alții în timp ce jucam. Te lași pe vine, pe crunch. Adică când el vrea să arunce, te lași așa. Și n-are cum să te nimerească. Adică foarte greu. Mai ales dacă are niște obstacole. Sunt curios dacă o să vină la mine sau încă-l fugărește pe ăla după ce o să repar. Pe bune! Iar l-a lovit pe ăla! Frate, abia aștept da heal! Deci care ceva cu el? Pe bune acum! Haide, haide! Ha, pui, doamne, ce m-a speriat! Cel mai stresant killer mi se pare Michael Myers. Sau cum îi ziceai, hate ping, Mihai Myers. Mihai. Wow, am puncte maxim. Unde e ăla? E acolo. Aici e bine, nu o să mă găsească. Acum arată și nouă Edu, dacă killerul are nouă de la rată. Nasol, da. Sunt curios dacă e atât de smart killerul. LOL! Eram în fața lui cu 2 metri, nu mai pot! Mor! Oh my god! Oh my god! Ia să vedem cât am înregistrat!
My God, sper că nu se vede nașpa, că mor. Recording. Păi, o să băgăm punctele și mai intrăm într-un match. Vreau să iau ăsta. Ăsta. Și să-mi ia pe ăla. Nici nu te cred. Yeah. Îmi place foarte mult Brand New Part. Adică foarte mult. În fine, join a lobby. Iar noi acum ne vom revedea în match. Salutare lume, am revenit în match. Suntem pe o mapă similară, sper că nu pe aceeași. Nu! Doamne! Aveam Brand New Part și l-am mirosit. Oh my God, ce-am uitat! Doamne ferește! Așa am uitat! LOL! Oh my God! Acum Brand New Part-ul, dacă cumva știți Dead by Daylight de mai demult, nu mai apei Space și gata, nu! E o foarte mare căcăială. Doamne, ce-am uitat! Mamă, frate, dacă greșești skill check-ul, gata, l-ai pierdut? LOL, frate, cât de mult am uitat de el. Da, greșeala mea. Cât să fân. Mamă, mai e și doctorul, deci urăsc killerul ăla. Îl urăsc. Mi se pare cel mai nașpa killer. My God, ce-i cu toată echipa asta? My God, ce match. Mamă, și-a cu costumația nouă. A cumpărat și DLC-ul. Pink, tu ești? Aha, gata. End game. Asta nu e aceeași? Cream că pe asta a prins-o. Sper că e aceeași. S-au urmărit-o pe aia tocmai până aici, după aia au ocolit și au ajuns înapoi acolo. Probabil așa. Nu știam eu ce-i cu skill, ce cu ăla mic. My God, dude. Doamne, ce prost am jucat. Era un cufăr pe aici. Mi-ar fi trebuit, dar zic pas pentru asta. Măcar să fie hatch-ul deschis, adică. Dacă nu știați, hatch-ul, în caz că n-ați mai văzut Dead by Daylight, e ca un pătrat în pământ și poți să ieși prin el când porțile încă sunt închise. Pentru că mai sunt gen... Se deschide, hatch-ul se deschide dacă sunt două generatoare reparate în total. Și dacă ai o echipă nașpa, dar ai reparat două generatoare, jocul îți dă dacă nu te găsește killerul. Și dacă găsești hatch-ul. Practic îl auzi după un sunet când treci prin apropierea lui, dar... Nu chiar de fiecare dată. Adică, bine, dacă ești aproape de el, de fiecare dată îl auzi. Dar doar dacă ești aproape. Mama, speedrun cu aia la generatoare. Te rog, dă-mi un toolbox. Haide. My God.
Mi-e frică. Mi-e frică, mi-e frică să rămân singur. Probabil vă întrebați ce fel de minigame-uri o să mai fie pe canal. Ei bine, Clash Royale. Du-te îndumnecatul mătii. Să te duci. Oh my god, sper că n-are addon din ăla care să-l văd. Pe bune, treci și repară! Vine. Deci, dacă sunt în dulap, doctorul ăsta care dă curent pe jos cu electricitate nu mă poate curenta dacă stau în dulap. Ceea ce e bine. Într-un fel. Gata, s-a dus încolo. Siama, facă. Faza e cu killerul ăsta că gen te găsește, știi? Când vrei să cauți hatch-ul, mă refer. Te găsește și nu poți să faci nimic. Sper că nu vede alea până aici, că mor. Da, ei, am rămas singur. Bă, mă duc să o salvez pe aia. Cu toate că e riscant. Adică, na. Campează. Am scăpat. Dar mi-e frică de mor. Să nu spui că o aduce tot aici. Cred că o să mă găsească în dulap pentru că gem. Nu, 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 yeah, boy. Ce neatent! Haide, pleacă odată în pui mei! Gata, plecat. Are și un perk și mă ajută și mai mult să știu când e sigur. Adică când dispare perk-ul e la distanță mare. Când apare perk-ul... My God, ce addon-uri și-a pus! Am impresia că vede și când ratez skill-check-ul la chestia asta. Na mă, mere. Hai să încep, dispari. Așa, gata, am dispărut. Eu o să stau. Bine, nu o să stau pentru că după aia o să ziceți că joc am un numb. Aș fi stat acolo, ori până am omora, ori până era gata poarta. Dacă știi ce zic. Poate repara el altul? Măta! God! Da, știu, proastă mișcare, credeam că e altundeva.
Nu te cred! Am vrut să apăs Benz, am apăsat de 5 ori! Îmi bag picioaca în măta! Oh my god! We go, we go, we go, we go, pam 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 pam. We go, we go, we go, we go, we go. Oh my god! Deci nu te cred! Nu te cred! Am apăsat fucking stealth! Unde naiba se duce? Vino și mă salvează, așa, haide, haide! Că e aproape, nu mai veni. Nu mai veni. My god, îmi bag ceva în măta. Îmi bag picioreta. Pana mea. Am apăsat de 5 ori space. Măta. Și cu tactul. Și cu toată familia ta. Da, da. Unde-i un dulap? Stai să-mi dau heal. Și o să intru în dulap când vine. Sper să funcționeze. Oh my god, dude! Și m-a auzit? Mamă, și dacă-l pune, trebuie să-l salvez și eu. Că și el m-a salvat pe mine. Că nu-s genul ăla de nubist. E așa le zic, nub, la nubi. Nubiști. What? What? Ăla de pe paletă, cumva. Nu cred că l-am mai pus deloc, absolut deloc, pe... pe cârligul ăla. Da. Bă, ce-i drept? Bă, fă și tu semne dacă a plecat. Campează. Sorry bro, I am love. Bă, da, mă simt nașpa să nu-l salvez. El a venit la mine. Unde-i heciu? Ce-i heciu? Campează. Mai încerc o dată. Haide! 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 Du-te, du-te de aici, du-te, nu te uita în dulap, nu mă auzi, nu mă auzi! Nu! Pleacă de aici! Nu, 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 nu! Nu mă aude, nu mă aude, nu mă aude, nu mă aude, pleacă, 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 pleacă! Ai, aș dă snap auto-vit! Sau auto ceva... Nu m-a văzut. Pleacă. Pleacă. Nu. Nu aici. Nu. Fuck.
My God, nu știu dacă mi-a făcut semn sau dacă nu mi-a făcut și a vrut să mă lovească. Da, Doamne, îmi dădea hit. Bine, dacă mă lovea și mă dădea pe jos în fața momu, frate, cât de aproape de două pipuri. Ah, habar n-am ce-a fost cu el. Sunt curios câte ore avea jucate. Stați o secundă să mă uit. 98 de... era român. Era român. Bă, n-a campat, chiar a jucat super, super bine. Păi, cam atât cu acest episod pe ziua de astăzi de Dead by Daylight. Pe data viitoare, mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă v-a plăcut. Să lăsați și un comentariu dacă aveți o părere, ceva să vorbim. Eu am fost Sebi, pe data viitoare. Pa, 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 pam.